Compania DuPont este compania americană înființată în anul 1802 în America, o companie care încă de la începuturi a fost interesată și preocupată de inovație și dezvoltare. Ca atare, în cei 200 de ani de existență, compania are peste 37.500 de brevete, astea însemnând un brevet la fiecare două zile de existență. Compania consideră că adevărata provocare a omenirii din ziua de astăzi, hrană mai multă și mai bună și mai de bună calitate pentru toată lumea, se poate utiliza și se poate aborda acest subiect numai utilizând produse de înaltă ținută științifică. Prin urmare, compania, fiind preocupată de acest deziderat, investește mai bine de 2 miliarde de dolari în fiecare an în cercetare, având peste 150 de centre în întreaga lume cu câteva mii de angajați. Compania DuPont este compania care promovează, susține și implementează tehnologiile în post-emergență, acestea având multiple avantaje. Aici, în spate și în acest lot, această platformă organizată împreună cu partenerul nostru Chemark, avem două produse inovatoare de ultimă generație, Arigo, care este un erbicid cu trei substanțe active, rimsulfuron, nicosulfuron și mezotrione. Sinergia celor trei substanțe active face ca produsul să fie extrem de eficient în controlul buruienilor anuale și perene, atât cu frunză îngustă, cât și cu frunză lată. Asta însemnând că lasă porumbul curat de buruieni, o fereastră largă de aplicare de la 2 la 8 frunze adevărate ale porumbului, astfel încât să putem intra și să aplicăm în momentul în care avem buruienile răsărite, să le putem controla în totalitate. Cel de-al doilea produs al companiei prezent în această platformă este Principalul Plus, care conține tot trei substanțe active, rimsulfuron, nicosulfuron și mezotrione, și dicamba, pardon, un erbicid eficient, tot așa, pe buruienile cu frunză lată anuale și perene, cu frunză îngustă anuale și perene, dar trebuie să ținem cont de un singur lucru, având această componentă hormonală dicamba, trebuie să fim foarte atenți în rotația culturilor, acesta fiind poziționat până la 6 frunze adevărate ale porumbului. Avantajele culturii în post-emergență, cum vă spuneam, sunt multiple. Nu avem probleme în rotația culturilor, putem să aplicăm de la 2 la 8 frunze adevărate în orice fenofază de dezvoltare a porumbului, astfel încât să lăsăm cultura curată de buruieni de la însămânțare până la recoltare. Lucru evident și aici în spatele meu și în platforma de la Chemark, aplicat o singură trecere, atât cu Arigo cât și cu Principal Plus, după cum se poate observa, lanul la ora asta este curat de buruieni.